Oameni de pe tot internetul, bine v-am găsit la un nou episod cu renovări cu Câș și Pulă. Ce asta, mă? Ce s-a întâmplat? Ce e asta, mă? Ce e asta intro? Aici, mă? Mă, ce e asta aici, mă? Mă gândeam că ești supărat că ți-am furat intro-ul. Așa, astăzi, de fapt, pentru cine nu știe, că sunt foarte mulți abonați pe canalul meu, noi, și pentru cine nu știe, aceasta este o serie în care noi renovăm casele voastre. Pur și simplu strimise de la zero. Sau construim de la zero în principal. Aveți un playlist în descriere, cel mai bine. Și pe canalul meu și pe canalul Puf aveți câte o casă diferită în fiecare sâmbătă de la ora 10, 10 și un sfert, cam așa. Și astăzi avem casa lui Ai Robert. Domnul Ai Robert, un moderator de-al meu, foarte vechi. Și da. Și se vede că s-a uitat cu ochii închiși la videoclipurile mele. Păcat că nu se aude dacă faci un facepalm. Nu se aude păcat. Pe video. Atâta păcat. Ei, nu, fii atent. Au. No, hai să citim sign-urile totuși. Deci zice aici, apropo, după aia poți sparge sign-urile. Ok, da, era logic. Vreau o intrare mai șmecheroasă. Bă, da, se poate. L-ai spart, gata. Aici are zice că vreau un copac. O să-i punem un copac așa de frumos. Puf, stai să vezi. Așa, și aici zice, și da, știu, e bine să vrei. Da. Vreau un acoperiș în stil medieval, clasic, ca întotdeauna. Aici mai avem, aici vreau un râu, dar mai mare. Da. Ăsta e mai mic sau cum? I don't get it. Și aici zice că mai vreau un copac. E mai mare acum. Da. Și mai adânc chiar. Oh, shit. Cum să faci râu, mă, omule, mă? Aici, în cel mai bun caz putem să facem aici o baltă. O oază, o baltă. Da. Păi n-ai cum să faci râu, mai ales că pe ăsta, terenul ăsta așa drept. E dubios. Hai să vedem ce scrie aici, înăuntru, în cartea asta. Hai să vedem ce scrie. If you vrei, you can too. Schimbă de podea. În pută covor de la șmecher. Ok, romengleza, oameni buni, ce să mai zic. După zice, n-am făcut prea multe să faceți voi, lol. Da, de ce să... Nu-i bun principiul ăsta, oameni buni. Principiul e să faceți voi cât puteți, cât de bine puteți și noi schimbăm ce credem că e ok, ca să ne fie ușor și ce pentru... Ce credem că nu e ok? Mă, cu colpiri, ce faci? Ce? Ce credem că nu e ok? Că... Așa, cum schimbăm ce credem că e ok? Și facem noi urât. Îmi place acoperișul ăsta, hai să schimbăm. De asta am nevoie de tine, Puf, că eu vorbesc pe lângă tot timpul. Da, și zice aici despre mine, am 17 ani, dar stai, nu e treaba ta, dă-te în sânjeuat. Ok, și la pagina 50, hai să vedem totuși ce îi, dacă tot o pus pagina 50. Presupun că nu e nimica, nu? A, bă, da, uite, scrie. Dacă vezi asta, dă like și subscribe la Colpir și la Puf. Bun. Mulțumim pentru autopromovare. Oh, faci râu deja? Facem oaza. Oaza, bun. Am oameni buni. Un feeling. Ai un feeling că? Ok, bun. Tu ce zici, Pufi? Mai facem un etaj sau îi facem direct acoperiș și puțin modificat pereții? Dacă i-am dat o întrebare. Acoperiș și pereții. Acoperiș și pereții, bun. Și doi copaci acolo, o intrare mai șmecheră, podeaua, vedem noi dacă o schimbăm și toate alea. Oh my god, dar tu faci lac, nu faci oază. Bun, oameni buni, hai că încercăm să facem aici niște progres și revenim imediat. Aolo, ce am făcut aici, mă? Uite oază, uite râu. Aolo. Râu zicea, nu? Fetelor, ieși înger și drăgușor. Ce voce armonioasă. Eu! Băi, Robert, vezi ce ușor era să faci o oază, să faci un râu, o treabă, uite, făceai un râu. Nu, numai 2 ore jumate, adică... Pur și simplu, veneai, dădeai cu bonmele aici, pac, și niște castraveciori. Lăsăm așa cu white concrete sau punem bomb bloc? O să lăsăm white concrete, dacă tot am început. Am o idee. Bun, hai să vă prezint până... Se gândește, Puf. Am făcut acoperișul
Diferit față de ce am făcut până acum, nu cred că... Ia, ce asta? Parcă e și mai multă textură decât la Bone Block. Mushroom Steam de la... Da, ăla chiar e... E puțin mai greluț de obținut dacă stai să te gândești. Ecco, îi pas. Silk Touch și o pădure. Bun, deci nu cred că am făcut acoperiș de genul acesta până acum în toate episoadele noastre. Nu cred că am făcut. Sau poate asemănător. Poate asemănător. Aici... Nu țin minte. Da. Nu știu, mă rog. Aici Puf s-a gândit... Da, da, da. Puf s-a gândit să facă curbura asta, să-i adăugăm puțin interes, contur, frumusețe, ce vreți voi, oameni buni. Și pentru că pereții sunt făcuți din dark oak, am zis să adăugăm puțină culoare și să punem acoperișul din oak simplu. Și la pereți nu prea am modificat momentan nimic. Am mai modificat puțin casa, că nu plăcea cum venea acoperișul. Asta era puțin deranjant. Da. Ce? Am pus chestiile alea ca să nu se vadă diferența dacă nu te-ai prins. Eu să nu has a problem over here. Păi cum faci ca să nu se vadă prostia aia? Eu zic că aia mergea destul de bine. Sau un trapdoor. Cred că și un trapdoor merge ok. Nu-ți faceți grijă. Bine, bine, bine. Tu ești cu... Ce faci acolo? Interesant. Asta chestia aia, că se vede mâna într-o casă. Da. Eu mă gândeam, fii atent. Ia, dacă scoți asta, poți să faci așa. Opa, stai să intru și eu. Și am astupat. Și cum se vede de din afară? Urât. Se vede? Urât? Bă. Urât. E bine, hai astupă să vedem cât de frumos se vede. Gata? Ai astupat? E urât. Nu e urât. E decent. Bine, e decent. Nu e urât. Bun. Cum și... Da, interiorul presupun că nu o să-l facem, pentru că nu are rost din nou, pentru că nu este pe survival. Dacă ar fi fost pe survival, poate... Făceam o mică chestiuță aici, nu cred că are rost. Și gata, trecem la pereți, facem copăcii. Casa aia intrarea aia șmecheră? A, da, intrarea șmecheră, corect. Ce ar trebui să facem la o intrare șmecheră, Puf? Să ne... în fața ușii. Aia, da, intrare șmecheră, într-adevăr. Și să-l punem într-o hârtie și să-i dăm foc. Așa, bun. Și apoi să sună la ușă. Ding, 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 Robert! Oameni ca noi, nu, rare ori, facem așa. Alo, Robert! Și-am fugit. Stai că-l punem aici. Intrare șmecheră, gata, ce-ți mai... Fugi, figuri. Copil. Ce? Fugi. Să fug, trebuie să fugim, ok, corect. Bun. Gata, oameni buni, facem acum mare șmecherie de pereți și revenim imediat. E perfect față de ce era înainte, să fim serioși. Bun, oameni buni, am terminat căsuța cu tot cu copăcii ăștia impecabil puși fix unde o zis domnul Robert. Ce părere aveți? Ce părere aveți despre aceștia? Ce? Cum s-a extins iarba? S-a extins iarba? Da. Poate de aici, dinăuntru? Uite. Da. Ba da, uite, aici ai iarbă, de exemplu, unde stau eu. Asta înseamnă că, de exemplu, dacă ai, uite, așa. Astea sunt problemele noastre iarbă, acum. Ai iarbă aici și ai dirt aici, se extinde și așa iarba. Nu cred, n-ar trebui. Ba, se extinde aici așa, prin colțul ăsta. Zici tu? Păi altfel nu avea cum să, mă rog. Hai să facem un test. Bă, nu. Bun, lăsăm așa până cât mai vorbim noi. Stai puțin. Hai mă, Pum. De ce n-ai vrut? Bun, hai să prezent în casa. Bă, pereții nu i-am prezentat ultima dată, parcă. Lego. Pereții sunt foarte frumoși. Gata. Am pus aici o... Cum se cheamă asta? Așa, real life. Vină puțin în față. Care stai că vin? Astea de jungle pe care... Un fel de... Mă, normal, erau ca și un fel de jaluzele pe vreme. Da, au un nume. Cum dracu?
Nu mai știu. Dar nu erau genul de jalzele care se sau în jos. Obloane, mă, nu obloane. Obloane, da, 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 obloane, bă. Obloane. Domnul poftie, e mai bătrân, știe mai bine ca mine. Eu să vai de capul meu. Și aici am făcut... Puteți să faceți combinația asta dintre leaves și berry bushes. Da, dacă vreți să vă las damage. E, las. Că arată frumos măcar. Bineînțeles, da. În anumite colțuri am pus clasicul frunze și flori. Ba chiar am pus și într-o parte un loc unde sunt butoaie și chesturi. Și bineînțeles foarte multe felinare. Eu sunt foarte curios pentru 1.14 ce texturi o să fie, ce fel de felinare o să facă cei care fac texturile, știi? Gen, poate sunt mai inventivi unii, știi? Și, you know, ar fi interesant. Ideea e că la o căsuță mică, de genul cum sunt astea, știi, care au pereți mici, nici nu prea ai ce detalii să le dai la pereți, știi? Adică, bine, poți să bagi, cum băgam noi de obicei, să iei, de exemplu, niște scări de dark oak și să-i faci o gaură în perete aici, știi? Da, dar deja știți deja cum merge faza. Știți deja cum merge faza. You know the deal. Deci, mai multe chestii, nu prea ai ce detalii să le dai la pereți când sunt așa de mici. Nu poți să faci chestii de astea, cum avem noi aici, știi? Să faci un fel de loc în spate aici unde să vii să-ți bați fierul cald. Am ascuns aici un campfire, dar bine că l-am scos acum. Și să-ți stai scândurile, știi? Scândurile? Da, pentru că nu știam ce să punem în colțurile alea și am zis că ar fi interesant. Nu prea cu ce să decorezi pereții, numai cu fie cu chestii genul ăsta, cu verdeață, fie să pui geamuri, fie uite, să faci câte o schemă de genul ăsta. Uite, am pus lemnul, cum ar fi cartaia lemnul, ca să fie mai realistică și... Păi da, câteodată, puf, less is more, știi? Adică nu trebuie să fii prea încărcat tot timpul. E bine și așa, nu știu. La pereții, de exemplu, cum au fost pereții catedralei de pe Breazlă, acolo ai, poți să încarci, ai cu ce să bagi detalii, știi? Da, că edita mai proiectul, edita mai peretele. Ce-o? Și iarăși vin de ăștia, mă. Uite ce fac. Sunt nebun, băieți. Poți să vii să stai în casa lui Robert, că Robert nu o să stea, pun pare eu. Am schimbat și podeaua puțin, n-am făcut mare chestie, numai că nu ne plăcea să vedem rândurile alea, liniile alea nasoale. Știi, și am zis că... dacă tot ai zis să schimbăm podeaua... Corect, corect, corect. There we go. Oameni buni, puteți să intrați în descriere frumos, aveți mapa la... instalat dacă vreți să vă uitați la ea în detaliu, să absorbiți fiecare, nu știu... Moleculă. Moleculă, de, da, da, da. Fiecare moleculă de ingeniozitate builderească. Așa, așa. Cum zicea Ciuncio, noi builduim aici dacă... totul, fiecare bloc a fost gândit, cel puțin 10 minute blocul. Deci imaginați-vă... Mă spionez pe geam. Da, da, da. Bă, bă. Da, nu, arată bine, arată bine, îmi place cum a ieșit. Chiar este very, very nice. Și gata, cam asta am avut de spus pentru episodul de astăzi, sper că v-a plăcut. Am putea zice că de la primele case pe care le-am făcut, am mai evoluat un pic, cel puțin la partea de design a pereților, știi? Adică cât de cât. Suntem bine. Se poate mult mai bine de atâta. Da, spre apărarea noastră nici nu am avut cu ce să lucrăm. Suntem începători, nu? Da, și vineri. Suntem nubi. Și vineri. Deci mâine weekend. Deci, da. Și mâine trebuie să apară ambele episoade. Asta e și vina noastră, dacă stai să fie. Nu-i vina oamenilor. Adevărat? Bun, oameni buni, nu uitați să intrați pe canalul lui Nenea Puf, că au postat și el acolo un videoclip. Și subscribe toate alea frumos la noi doi, amândoi și o like, de gunoi. Bun, gata. Ne vedem sâmbătă viitoare cu încă două episoade din renovări cu Cș P. La revedere, oameni buni. Aleluia.